Bine v-am găsit la un nou live. Astăzi aș vrea să vă supun atenției și să avem poate și un mic dialog. Dacă aveți întrebări, printre altele, puteți să le lăsați în comentariu despre interpretarea Sfintei Scripturi. În multele mele discuții cu oameni față în față sau pe Facebook, în spațiu virtual, în alte medii, am auzit foarte des această propoziție, această idee, acest concept. Discutând pe anumite subiecte din Sfânta Scriptură, fiecare aducând niște argumente, niște texte din Sfânta Scriptură, unele persoane spun: domnule, eu îți dau înțelegerea clară a Scripturii. Uite, Biblia spune așa, eu îți dau înțelegerea clară a Scripturii, eu nu interpretez. Tu interpretezi, tu vii cu dogme, cu nu știu ce fel de lucruri, eu îți dau înțelegerea clară a Sfintei Scripturii. Și oamenii ăștia pretind că ei nu oferă o interpretare a Sfintei Scripturii, ci ei vin cu înțelegerea clară a Scripturii, cu sensul clar al Sfintei Scripturii, cu ceea ce spune Biblia cu adevărat. Iar noi, ăștia alți, suntem preocupați de teorii, de dogme, de doctrine și distorsionăm înțelesul Sfintei Scripturii. Acum, pretenția asta că cineva ți-aduce înțelegerea clară a Scripturii și el nu are nevoie să interpreteze, noi ăștia alți stăm să interpretăm firește, da? Cu mintea, nu cu Duhul, cum fac ei. Pretenția asta este o formă de aroganță ascunsă sub smerenie. Ceea ce vrea să spună omul ăla îi că el, spre deosebire de tine, nu are nevoie să se aplece asupra textului, să vadă gramatica textului, să vadă contextul textului. El se uită la text, așa, mistic, foarte ezoteric, o scos interpretarea corectă a Sfintei Scripturii. El nici măcar nu o interpretează. El pur și simplu își dă seama despre ce vorbește textul, are așa un fir din ăsta neîntrerupt cu Duhul Sfânt și află ce anume înseamnă textul ăla, fără să își bată capul cu privire la însemnătatea sau semnificația precisă a pasajului. Atitudinea aceasta face ca să se nască certurile de cuvinte. Atitudinea asta. Pentru că unul zice: domnule, nu interpretăm, eu așa înțeleg textul, altul spune: eu așa înțeleg textul. Asta duce la nașterea certurilor de cuvinte, asta duce la nașterea sectelor. Când vine un guru și îți spune: domnule, ceilalți interpretează Biblia, oferă tot felul de dogme, de doctrine, de înțelegeri omenești, de filozofii care sunt aplicate asupra Sfintelor Scripturii, dar noi nu suntem așa. Noi venim și vă prezentăm înțelegerea clară a Scripturii, da? Noi nu interpretăm, noi pur și simplu citim Scriptura și vă spunem ce înseamnă. Ăsta este un blocaj la dialog, da? Dacă eu nu pot să te invit pe tine să ne uităm pe textul Scripturii și să vedem timpul unui verb, să vedem care e verb, care e subiect, despre ce vorbește textul respectiv, care este contextul, atunci nu avem ce discuta. Recent cineva spunea: domnule, ce context? Textul spune asta, ce mă interesează pe mine de context? Asta este aberant, da? Este aberant. Asta este un blocaj al dialogului, așa se nasc sectele, așa se nasc certurile de cuvinte, așa se nasc ereziile. Oameni care cred că pot să citească Sfânta Scriptură fără să o interpreteze. Acum haideți să facem o probă. Adevărul este că și cei care spun că nu interpretează Scriptura, tot o interpretează, dar nu își dau seama. De exemplu, dacă eu ți-aș spune ție: adun pâinea de pe masă, la fiecare cuvânt pe care eu l-am spus, tu proiectezi ceva în mintea ta. De exemplu, când am spus adumi, tu îți imaginezi o acțiune pe care tu trebuie să o faci. Da? Asta este interpretare. Tu interpretezi cuvântul adumi și îți imaginezi o acțiune. Dacă spun adum pâinea, tu în mintea ta ai proiectat cum arată o pâine. Acum s-ar putea ca tu să nu fi văzut pâinea de pe masă, dar în mintea ta este o imagine a pâinii. Când spun adum pâinea de pe masă, tu automat te gândești la o anumită masă. Poate masa care e în camera, dar poate eu m-am gândit la masa care este în bucătărie, da? Dar automat ai proiectat cel puțin o imagine generală cu privire la ce înseamnă să aduci ceva, ce înseamnă pâine sau cum arată pâine și cum arată masa, da? Vedeți așadar că cea mai simplă propoziție pe care o spui necesită interpretare. Necesită interpretare. De exemplu, dacă copilul tău nu a învățat un cuvânt banal, simplu. De exemplu, el este la o vârstă foarte mică și încă nu știe ce e la scaun și îi spui: adu-mi scaunul, și el ți-aduce o carioca. Asta este o eroare de interpretare. El în mintea lui nu are imaginea, corespondentul corect, imaginea pe care s-o aplice pe cuvântul scaun, da? Este o confuzie de interpretare în mintea lui. Toți interpretează. De când te naști, începi să interpretezi, da? De când începi să auzi sau să percepi cuvinte și să înțelegi semnificația lor, începi să interpretezi. Sau un alt exemplu foarte simplu. De exemplu, eu zic: Ana are mere. Scriu undeva: Ana are mere.
dacă noi suntem două persoane care ne cunoaștem, probabil că amândoi ne gândim la Ana, fata unei surori din biserică de la noi, da? Dar poate mă refer la alta Ana. Deci automat tu proiectezi, tu interpretezi o propoziție banală, da? O propoziție banală. Ana are mere. Timpul verbului este la prezent, dar textul ăsta poate a fost scris acum 5 ani și Ana aia poate nici măcar nu mai trăiește, da? Tu interpretezi textul când eu spun Ana are mere, dar e posibil ca să interpretezi greșit pentru că nu interpretezi în context. Stai, domnule, când a fost scris textul ăsta Ana are mere? Păi e scris într-un roman care a fost publicat acum 100 de ani. Oh, Ana asta nu mai trăiește, da? Sau poate este science fiction, sau poate este, da, o poveste ireală, da, inventată de autor. Mere, la ce mere te gândești tu? Poate dimineața ai fost la Penny și ți-ai cumpărat mere și te gândești la mere Ionatan sau la mere Botul Iepului sau nu știu la ce fel de mere, dar poate eu mă refer la alte mere, dar poate mă refer la mere de aur sau cine știe ce. Deci, în momentul în care auzi o propoziție banală, simplă, tu interpretezi. Ideea că noi nu interpretăm și luăm semnificația clară a textului din Sfânta Scriptură este o aberație, este o prostie, este o absurditare. Toată lumea interpretează când aude ceva, da? Toată lumea folosește un proces de interpretare. Diferența se află între o interpretare corectă și o interpretare greșită. Diferența între oameni nu este că unul interpretează și unul nu interpretează. Toți interpretează. Diferența este între o interpretare corectă și o interpretare greșită. De ce e normal și necesar să interpretăm? Păi e necesar să interpretăm, în primul rând, pentru că așa e normal, da? Eu nu pot să pricep un lucru decât dacă îl interpretez. Nu pot să mă gândesc la ce înseamnă pâine decât dacă mintea mea asociază o imagine cu cuvântul respectiv. Da? Nu suntem construiți să gândim super abstract. Noi asociem imagini cu cuvinte. Da? Asociem niște trăiri, niște sentimente cu anumite cuvinte și așa mai departe. În al doilea rând, e normal să interpretăm pentru că suntem oameni limitați. Suntem oameni limitați și atunci când ne apropiem asupra Scripturii, dăm de anumite texte pe care nu le cunoaștem, nu știm ce înseamnă. Suntem limitați, nu avem cum să înțelegem toată Sfânta Scriptură. Și atunci este necesar să o interpretăm, să studiem, să vedem la ce se referă textul respectiv, la ce se referă propoziția respectivă, conceptul respectiv, ideea respectivă și așa mai departe. În al treilea rând, suntem păcătoși. Suntem păcătoși datorită păcatului, nu doar capacitățile intelectuale ne sunt afectate, ci și capacitatea de a interpreta corect anumite lucruri. Și în final, avem prejudecăți. De obicei, venim la Sfânta Scriptură cu anumite prejudecăți. Da? De exemplu, dacă citești termenul desăvârșit, s-ar putea să te gândești la cineva care este fără păcat. Însă, uneori, în Sfânta Scriptură, termenul înseamnă a fi matur. Da? Dacă te gândești, de exemplu, la termenul mântuire, s-ar putea să te gândești la iertarea păcatelor. Dar uneori înseamnă mântuirea finală, adică proslăvirea, luarea noastră din lumea aceasta și transformarea noastră în ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Așadar, în momentul în care vii la Sfânta Scriptură, este necesară interpretarea pentru că te apropii cu prejudecăți. Acum, în final, pentru oamenii care zic, da, sună bine ceea ce spui, dar unde vedem în Biblie că trebuie să interpretăm Sfânta Scriptură? Vă dau câteva cazuri. De exemplu, Luca 24, Domnul Iisus Hristos merge cu cucenici pe drumul Emausului și spune Scriptura așa, și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit, le-a interpretat, ăsta e termenul grecesc, da? Le-a interpretat în toate Scripturile ce era cu privire la el. Ei știau Biblia. Ei puteau să zică, da, dar citirea clară a Scripturii este nu știu cum. Domnul Iisus Hristos a trebuit să le explice, da? Să le tâlcuiască, da? A explica înțelesul la ceea ce deja știau, la ceea ce deja a fost spus. Sau, de exemplu, în Fapte 8:31, famenul etiopian, îi spune lui Filip, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Deci observați ordinea verbelor și acțiunilor. Ca să înțeleg eu, trebuie să-mi explice cineva, să mă călăuzească cineva, dar să-mi interpreteze cineva, să mă lămurească cineva. Așadar, este necesară întâi călăuzirea, interpretarea și apoi vine înțelegerea. Eu trebuie să interpretez întâi ca să pot înțelege. Fapte 9:22, despre Pavel, acum spune Scriptura, totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Cum dovedea că Iisus este Hristos? El nu pur și simplu cita niște propoziții sau niște texte din Sfânta Scriptură. El prezenta textul Scripturii, dar le explica, da? Conecta niște idei. Cam asta e sensul termenului acesta. Fapte 17:3, dovedind și lămurind. Ce înseamnă să lămurești? Lămurești este mai mult decât a cita, lămuri. A lămuri este mai mult decât a cita un text. Dacă eu citesc din Sfânta Scriptură, dacă citesc din Sfânta Scriptură un text, nu înseamnă că te-am lămurit.
Înseamnă că l-am citat, da? Am rostit cu glas tare un text din Sfânta Scriptură. A lămuri înseamnă să-ți explic înțelesul acelui pasaj. Și spune Scriptura că lămuria că Hristos trebuia să pătimească și să învieze din morți. Și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu, zicea El, este Hristosul. Deci există o vestire și apoi dovedea și lămurea lucrul acesta, da? Descria complet ce înseamnă lucrul respectiv. Fapte 18 cu 5. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și nu, dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Ei știau textele despre Domnul Iisus Hristos. Ei știau profețiile mesianice. Dar aveau nevoie să li se interpreteze, să li se dovedea, să li se lămurească, da? Cu argumente că lucrurile erau, cum spunea Apostolul Pavel, da? Fapte 18 cu 28. Înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea, da? Le lămurea, le explica, le tălmăcea din Scripturi că Iisus este Hristosul. Evrei 5 cu 11. Asupra celor mai de sus, și s-a vorbit despre preoția Domnului Iisus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Ia auziți. Era necesară nu doar rostire, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Da? Sunt unele lucruri grele de explicat, de prezentat cu argumente, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Observați că sunt două părți aici. E omul care aude și care trebuie să priceapă ce aude și este slujba celui care învață ca să zică și pe lângă zice să tâlcuiască, da? Să explice. Și un text foarte important, 2 Petru 3 cu 16. Ne vorbește despre Pavel care, ca în toate epistolele lui, când vorbește despre lucrurile acestea, zice în ele, în epistolele lui Pavel, zice Petru despre epistolele lui Pavel, sunt unele lucruri greu de înțeles. Greu de înțeles, da? Deci nu totul este clar. Și problema nu este cu Sfânta Scriptură, bineînțeles. Problema este cu înțelegerea noastră, cum a spus adineaori. Problema este că suntem limitați, că suntem păcătoși, că venim cu prejudecăți asupra oricărui text, nu doar asupra Scripturii, asupra oricărui text. Proiectăm asupra pasajului niște idei de ale noastre, niște concepte de ale noastre. Și spune aici că în epistolele lui Pavel sunt niște lucruri greu de înțeles, da? Pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc. Termenul răstălmăci, foarte interesant, rădăcina acestui termen vine de la un instrument de tortură. Cu alte cuvinte, cei neștiutori și nestatornici torturează Scripturile, da? Le torturează ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor. Așadar, a citi din Sfânta Scriptură aduce cu sine, a citi din Sfânta Scriptură aduce cu sine o responsabilitate fantastică. Pentru că în Sfânta Scriptură sunt unele lucruri greu de înțeles. Repet, nu datorită faptului că Scriptura nu este clară, nu datorită faptului că Dumnezeu nu a comunicat suficient de bine ce a avut de spus, ci datorită faptului că noi suntem căzuți în păcat, suntem limitați și venim cu prejudecăți asupra oricărui text din Sfânta Scriptură. Da? Chiar când stăm de vorbă cu oamenii și ajungem la un punct critic și îl presăm pe celălalt să ne spună mai clar ce a vrut să zică, avem câteodată un moment din asta de uimire și spune: a, tu asta ai vrut să spui, dar eu am înțeles altceva. De ce ai înțeles altceva? Pentru că nu a fost o explicare sau o tălmăcire clară a lucrurilor care au fost zise. Dar omul a vorbit cu tine în limba română, da? Se întâmplă lucrul ăsta în familie, când soțul cu soția nu se înțeleg. Stau de 20 de ani împreună și nu se înțeleg asupra unor lucruri, da? Și atunci când se oferă explicații sau interpretarea lucrurilor care au fost spuse, el sau ea primește lumină, da? De ce? Pentru că i s-a interpretat, i s-a lămurit, i s-a dovedit, i s-a explicat ulterior, suplimentar, cuvintele care au fost rostite, da? Așadar, odată cu interpretarea, cu citirea Sfintei Scripturi, vine o responsabilitate teribilă. Și anume faptul că există în Sfânta Scriptură lucruri greu de înțeles datorită ceea ce e aici în căpușorul nostru, pe care cei neștiutori și nestatori le răstărmăcesc, le torturează ca și pe celelalte Scripturi spre pierzarea lor. Așadar, ca să ne ferim de certuri de cuvinte, de rostirea ereziilor, de producerea sectelor, de a da apă la moară unor oameni care nu știu ce vorbesc, că sunt neștiutori și nestatornici, cum spune Sfânta Scriptură, pentru a preveni oameni fără Dumnezeu, oameni mincinoși, înșelători, care s-ascund sub masca asta religiei pentru a-și promova ideile lor, pentru a ne feri de lucrul ăsta, trebuie să înțelegem că Biblia trebuie interpretată. Trebuie citită, dar trebuie lămurită, trebuie interpretată. Când vine cineva și îți spune: o, nu crede-mă pe mine, eu am dreptate. Eu am dreptate, eu am lumină de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a spus că textul ăsta înseamnă lucrul ăsta. Dovedește-mi. Omul se simte ofensat. Cum adică să-l iei pe el la întrebări? Nu,
domne, dovedește din Sfânta Scriptură dacă ceea ce ai spus este adevărat. Păi ce pui la îndoială ungerea mea și călăuzirea mea și faptul că eu sunt călăuzit sau sunt condus de Duhul Sfânt și sunt inspirat de Duhul Sfânt? Da, pun la îndoială. Da, este bine să fac lucrul ăsta. Credincioșii din Berea cercetau, spune, se duceau acasă și cercetau să vadă dacă ceea ce spune Pavel era întocmai. Nu că ei nu cunoșteau deja Sfânta Scriptură, dar cercetau, studiau, analizau Sfânta Scriptură să vadă dacă învățătura lui Pavel se potrivește cu învățătura Vechiului Testament pe care ei l-aveau la vremea respectivă. Interpretarea este necesară. Interpretarea nu poate fi făcută de oricine în orice cadru. Da? Multe persoane care se ceartă cu mine pe anumite teme, pe anumite texte din Sfânta Scriptură, habar n-au să scrie în limba română. Habar nu au să facă diferența între niște elemente fundamentale din limba română. Multe persoane nu știu să pună semnul întrebării, nu știu să pună semnul exclamării, nu să pună virgule, da? Aici avem mulți probleme. Nu știu, domnule, să facă lucrul ăsta, nu știu să înțeleagă, să vadă timpul unui verb. Da? Nu știu să uite la un context, nu știu să facă legătura între două propoziții care sună după cealaltă. Și spun, nu, noi luăm interpretarea clară a Sfintei Scripturi. Și el nu-i capabil să înțeleagă elemente fundamentale ale limbii fără de care nu poți înțelege Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt a ales să reveleze Sfânta Scriptură într-o limbă. Noi avem o traducere, dar a ales să reveleze Sfânta Scriptură într-o limbă. Duhul Sfânt n-a inventat altă limbă când i-a inspirat pe autorii Sfintei Scripturi ca să scrie Scriptura. Nu. El a comunicat adevărul, voia lui Dumnezeu prin limba de circulație la vremea respectivă. Da? Și oamenii aceia trebuiau să cunoască limba. Da? Oamenii aceia trebuiau să cunoască limba. Dacă ai citit, de exemplu, că Domnul Iisus Hristos va muri în Sfânta Scriptură, se pune semn de întrebare. Cum Apostolul Pavel spune că Domnul Iisus va muri în viitor? Da? Așadar, timpul verbului este important. Hristos a murit, s-a întâmplat de la lucrul ăsta. Așadar, persoane care spun, domnule, noi nu interpretăm, noi luăm sensul clar al Sfintei Scripturi și ei sunt incapabili să facă niște diferențe fundamentale de genul celor pe care le-am menționat până acum, persoanele astea... Deci cu persoanele astea este absolut imposibil de discutat și este o pierdere de timp. Vă spun din, din experiența tristă personală, este o pierdere de timp. Oameni care zic, nu trebuie să interpretăm. Și sunt oameni capabili care fac afirmația asta. Sunt mulți lideri, mulți slujitori care fac afirmații de genul ăsta și fac afirmații de genul ăsta pentru ca lumea să rămână îndobitocită, lumea să tacă din gură și să asculte ce spune el. Da? Este doar o formă parșivă de a ascunde niște motivații ascunse. Sunt de acord. Unii spun chestiunea asta din ignoranță. Biblia nu trebuie interpretată, noi luăm sensul clar al Sfintei Scripturi. Dar alții o spun pentru a-i ține pe oameni alipiți de ei, numai el are ungerea, numai el are dreptul să studieze Sfânta Scriptură. Noi nu avem voie să punem la îndoială ce spune el, da? Așa se înființează sectele, așa se promovează ereziile, așa se ajunge la divizarea asta fără capăt a creștinismului. Fiecare crede că poate interpreta, fiecare crede că poate să spună lucrurile și toți pretind același lucru ca o interpretare clară, ca o interpretare bună a Sfintei Scripturi și fiecare îți face cutiuța lui, îți face clubul lui religios cu ideile lui. Da? Pentru că el este un lider care are interpretarea clară, nu ca toți ceilalți din lumea aceasta. Bun. În concluzie, Biblia are nevoie de interpretare, orice text are nevoie de interpretare, asta este calea spre dialog, asta este calea spre a pune idei față în față, să vezi care sunt corecte, care sunt false. Asta este fundamental ca în orice generație biserica să fie capabilă sau să aibă oameni care sunt capabili să dialogueze, oameni care sunt capabili să pună argumente față în față, oameni care sunt capabili să citească, să studieze, să interpreteze Scriptura în context și oameni care sunt capabili să arate adunării și bisericii că ceea ce spune Scriptura sau interpretarea pe care ea asupra Sfintei Scripturi este cea corectă. Este fundamental lucrul ăsta. Da? Dacă ne băgăm capetele castruții în nisip și spunem noi luăm interpretarea clară a Sfintei Scripturi, noi nu vrem să ne certăm, noi nu vrem să discutăm, noi vrem să luăm Biblia așa cum ea, Domnule. Noi nu ne interesează pe noi ce spune unul sau altul. Noi cum citim, noi așa păstrăm. Noi păstrăm așa și citim Biblia cum au citit-o și părinții noștri. Asta este ignoranță. Deci asta este ignoranță. Din partea unora este impostură, dar în foarte multe cazuri oamenii sinceri, dar sunt ignoranți.
Nu, Scriptura are nevoie să fie citită și interpretată, are nevoie să fie înțeleasă, da? Și este necesar să te chinui, să te obișnuiești, să gândești abstract, să citești textul, să petreci foarte mult timp, și asta este un chin la propriul mental, pentru a-ți lăsa prejudecățile cu care tu vii asupra textului. Când vezi un cuvânt, proiectezi asupra lui un înțeles. Trebuie să te chinui, să spui, poate înțelesul acestui cuvânt nu este ăsta pe care l-am eu în minte. Hai să mă uit în context, hai să văd despre ce este vorba. Vă încurajez la dialog, la citire și la gândire critică, la a învăța să interpretăm Sfânta Scriptură. Bineînțeles, nu toți au timpul, nu toți au instrumentele, nu toți au posibilitatea, nu toți au capacitatea de a face lucrul ăsta, dar cel puțin toți avem responsabilitatea asta de a gândi și de a judeca ceea ce interpretează și ne spun alții. Dacă se pare util, de folos, adevărat, clipul ăsta, dați un like, dați un share și ne vedem la următorul live.